Hai, salutare tuturor și bine ne-am regăsit la un nou clip. Astăzi, la zi de sărbătoare, 6 decembrie, m-am hotărât să fac o prezentare Sanei lui Moș Nicolae. Astăzi îl avem alături pe Andrei Godea cu freelanderul lui pentru a ne spune câteva lucruri despre el, despre pasiunea pentru mașini, punctul lui de vedere și bineînțeles prezentarea freelanderului pe care l-avem chiar aici și îl cunoașteți majoritatea. Eu cam știu aproape tot despre mașină, ce și cum, câți de mulți bani au fost investiți în ea, pasiunea pe care o are. Ne cam bate fumul ăsta în ochi. Doar că astăzi mă voi preface că nu știu nimic despre mașină și am să-i adresez câteva întrebări la care ne va răspunde. În primul rând vreau să vă salut și eu pe toți. Bine te-am găsit, Ciprian. După cum v-am spus și mai devreme, îi voi adresa câteva întrebări la care sper eu că ne va răspunde destul de natural și cât se poate de transparent vis-a-vis de întrebările acestea. Așadar, întrebarea 1, domnul Andrei Godea, ar fi de unde a plecat pasiunea asta pentru mașini? Cum a pornit totul la tine? Pasiunea asta pentru mașini are o istorie foarte lungă. Ar semna să o povestim în multe cuvinte și în multe episoade. O săptămână jumate, cred să. Dar o să vă zic așa, pe scurt, mare, cât să înțeleagă oamenii. Așa, ca să înțelegeți, pasiunea a pornit de la tatăl meu, când era mic, avea tractoare. Ok. Și practic era tot timpul la ele, adică eram un fiare de mic. Cred că ți-ai insuflat oarecum treaba asta. Da, ca să zic așa, prima mașină am avut-o la 17 ani. Am avut o decapotabil, să zic, un Ford Escort decapotabil. Prima mea mașină, n-aveam permis, aveam doar șofer. Și de aici au început restul. Multe alte mașini cu modificări. Cum ai ajuns la modificări? Adică, cred că cam orice bărbat, să zic așa, are oarecum o atracție față de mașini, dar de la merge cu o mașină normal până la ajunge să-i faci modificări, să intri oarecum, că practic asta tinsă cred că e pasiunea, să-ți bagi nasul, să fii implicat, că și tu, la fel ca și mine, de altfel de aia ne asemănă destul de mult, îți place să-ți bagi nasul, să ești curios, să faci tu cu mâna ta. Adică, prima dată, să zic așa, în ce mi-am băgat eu nasul, a fost că aveam un scooter pe care l-am demontat să văd de ce merge. Ca să ne întâlnim, l-am demontat să văd ce are în el, ce conține motorul ăla, de ce rulează, să zic așa. Și după, totul a venit în timp când am început să le modific. Da. Bine, și pe prima am modificat-o și am modificat-o cum am putut la momentul respectiv. Nu era ceva foarte wow, dar totul a venit în timp, să zic așa. Când am mai crescut, am mai automat, văzut chestii. Și asta așa am început, de la pun un set de jante pe mașină, de a o vopsi-o și a o face cât de cât ok, cu o luminiță, după bun gust, da. Vis-a-vis de vremurile am actuale. Am început la modificări mai periculoase, să zic așa, la demontat total, vopsită total, schimbat culoare, făcută de la zero, cum s-ar zice, de mâna mea, să fie, na, nebunit. Okay, da, automat. Da. Și cred că de aici până la ajunge la așa zise performanțe ghilimele, vis-a-vis de creșterea puterii la anumite mașini, anturaje, da, și anturaje, după cum le-am spus în timpul trecut, treaba asta se leagă destul de mult de anturaj. De exemplu, dacă tu ai un Seat Ibiza, de exemplu, că știi că ai avut, cu 100 de cai și vin eu și am, nu știu, Passat sau Skoda, dau un exemplu, și am și vezi, te dau o tură, automat, fiind curios și având în sânge, să spun așa, pasiunea asta, automat îți dorești să ai și tu. E o chestie naturală pe care o întâlnim doar la noi, cei care avem genul ăsta de pasiune. Ca să zic pe scurt așa, am avut cam 3 Ibiza
cu motoare de 1-2, motoare mici și la un moment dat când a fost în vogă 1.8 turbo, să zic așa, da, am cumpărat o Ibiza 1.8 turbo, da, majoritatea la Ibiza și mi-am luat o Ibiza 1.8 turbo, pe care am văzut-o verde, am făcut-o, aia a fost, ăla a fost primul proiect adevărat, să zic așa, cu cai mai mult, cu recondiționat total, cu foarte multe, da, chestii. Implicare 100% și pasiune pe măsură. Și timp foarte mult. Automat. Practic de timp se leagă totul, că se îmbină destul de bine timpul cu pasiunea și cu banii, că na. Pot să zic, pasiunea pentru mașini e ca o boală, să zic așa, înțelegi, e ca o boală, automat, nevindecabilă, ești bolnav. Puțin înțeleg lucrul acesta. Cei care îl înțeleg ne susțin. Automat, da. Păi ideea, suntem practic o comunitate care rulăm pe același principiu vis-a-vis de treaba asta cu mașinile, cu pasiunea asta. Bun, mi-ai zis să mă arez, să nu lungim prea mult, să ne iasă clipul de 3 ore. În mare cu pasiunea, de unde a plecat. Următoarea întrebare ar fi, cum ai ajuns la Freelander? Cum te-ai hotărât să ții Freelander? La Freelander am ajuns destul de simplu, să zic așa. Ne doream o a doua mașină familie. Okay. Și ne-am gândit să luăm una mai gipuleț așa, mai având în vedere că soția mea urcă pe borduri. Și am zis, hai să ți iau o mașină. Practic e mașina soției, să zicem așa, nu e mașina mea, mașina ei, e pe numele ei. Și am zis să ți iau un gipuleț, să mergi mai ușor, că nu, zic, 4x4, mai vine iarna, mai automat, ne descurcăm altfel. Da, să ai anumite avantaje. Da, și n-am fost chitit pe Freelander sau pe altceva anume. Da, mi-am dorit una automată, o mașină 4x4. Soția voia automată cu interior bej. Să zic așa, asta era. Deci asta a fost dorința, baza, ei, dorința ei. Nu conta ce modele, ce nu știu ce, nimic. Și i-am dat temă fratele meu care stă în Anglia, având un Freelander la poartă deja, Freelanderul socrului meu, pe care l-am adus din Anglia, i-am făcut conversie, da, și așa. Da. Și m-a sunat într-o dimineață, a zis, e un Freelander la licitație, interior bej automat, fix cum vă doriți voi. N-am văzut mașina, nu am știut ce dotărăre mașina, nu știam să ia doar start and drive. Atât. Automat, ca la mașină. Și așa am luat. 10 secunde a licitat la ea, am câștigat licitația și ne-a ajuns mașina. Și v-ați ales cu Freelander, practic. Ne-am ales cu Freelander. Abia când a venit am văzut că, de fapt, dotări, chestii, că ce model, ce... Ok, și v-ați ales cu un Freelander la poartă. Destul de scurt, bănuiesc că ați fost mulțumit de mașină, că practic nu se mai ajungea punctul ăsta. Ca să trecem și la următoarea întrebare, cum te-ai hotărât să începi modificările de genul ăsta pe care mașina le are și totodată să particip la genul ăsta de ieșiri în teren, ceea ce facem noi acum, ce te-a atras mai exact? Că puteai să o lași stop normal și să meargă soția, cum a fost planul inițial, și aia era, nu se mai ajungea multe. Dar care a fost povestea tot așa pe scurt? Ca să vă povestesc așa pe scurt, după ce am schimbat volanul, i-am făcut rarul pentru matriculare și chestii. Și aici e un lucru important, deci mașina v-a spus că a fost adusă din Anglia, automat volanul era pe partea dreaptă. Am făcut și ca să o matriculeze, să o treacă pe numele lui, să o matriculeze în România, automat a trebuit să-i facă conversii. Am mai discutat în clipul anterior de conversii pe chituci și genul de așa nu, vis-a-vis de ele. El a optat să facă singur conversia, ceea ce e de apreciat. Și acum de poți continua. Păi ca să luăm așa cu începutul, conversia, adică spune-ne câteva lucruri și despre conversia, să înțeleagă oamenii cât de complicat a fost. Conversia, nu pot să zic că a fost foarte complicată, mai ales la mașina asta, pentru că am cumpărat un kit de conversie complet cu absolut tot ce prevede conversia, începând de la planșă de bord originală, mâner la ușă, chestii pe care nu le ia oricine, casetă originală, conducte de frână, tot, absolut, exact. Tot original. Mașina are conversie făcută fix ca de fabrică.
Despre asta este vorba și asta adică vă spuneam și. Adică e făcută bine, cu aerotermorinalul, nu aburește geamurile cum fac majoritatea și multe alte chiți pe care unii nu le cunosc și nu le știu, să automat, zic așa. Până nu vezi ce e acolo, n-ai de unde să vezi. I-am făcut conversia, să zic așa. Practic asta a fost primul pas ca să o pot înmatricula, să pot circula cu ea. După ce am făcut conversia, i-am scos numere roșii în prima fază și a doua zi am la cauciucul de noroi, să zic așa. Deci de la planul inițial de a merge în care mașina trebuia să fie mașina să ție, să fie mașina să ție, să poată să meargă ea, s-a ajuns la în prima fază la cauciucuri de noroi. Și de ce le-am luat, să zic așa, cauciucuri de noroi? Mașina am luat-o fix în perioada asta, fix acum. Început de iarnă, da. Început de iarnă, chiar în luna decembrie, să zic așa, am terminat-o. Pentru că mai dura cam o săptămână, să zic așa, și începeau umanitarele. Okay. Deci, și practic, legat tot de ancoraj. Da. Da. Și avem prieteni care... Care făceau ieșiri și participau la umanitare. Da, am zis, merg și eu la umanitare. Și mi-am zis, ai nevoie de cauciucuri de noroi dacă mergi la umanitare. Zic, ok, gata, i-am pus cauciucuri de noroi. De prima. Și cam deja început tot. I-am pus cauciucuri de noroi, după care ieșim cu ea în teren, am observat că e prea joasă. Că te dădeam de jos, mi-a dădeam roțile de aripi. Și am zis, nu, gata, trebuie să o înalț. Am înălțat-o. Și de aici, vedem ce a ieșit. De la niște cauciucuri de noroi și înălțată, au început să ajungi la modificări mai... Mai intense, să mai zic intense, așa. Da, să spunem așa. Pur ușor am intrat deja în următoarea întrebare, care ar fi, Andrei, ce modificări are prezent mașina și care au fost pașii pentru a duce o stare actuală. Ca să vă zic așa, după cum am spus că prima dată i-am pus anvelope, i-am pus asta. De la primele anvelope am mai schimbat încă 5 seturi de anvelope, jante, chestii. Setup-uri peste setup-uri până am ajuns unde mi-am dorit eu. Ideea e că unii dintre voi, probabil, sunteți în aceeași postură, cum a fost și eu, cum a fost și el. Mai exact, nu e suficient să aduci niște anvelope, să-i faci un setup. Nu e neapărat să rămână la stadiul acela pe care l-ați făcut inițial. După automat, tot prin anturaj, veți vedea alte modele de mașini, altă bară, altă, văd că el și-a pus proiectoare, bă, parcă îmi place și mie, mi-aș pune și eu. Și tot așa, ajuns să dai anvelopele jos, pe care ți le-ai pus inițial, să ajungi să crești, să te dezvolți, practic, vis-a-vis de treaba asta cu modificările, să o aduci într-un final la stadiul pe care ți-l doreai tu cel mai mult, să spun așa. Cred că asta ar fi descrierea. Așadar, știu că ai avut și rufracuri, ți l-ai dat jos, iar ai făcut altele. Da, să zic așa, mașina a trecut printr-o grămadă de setup-uri. Prima dată, după roți, am început cu LED bar-uri. I-am pus, a avut LED bar în față, pe bară, a avut LED bar sus. Baruri colaterale, am pus roof rack la mașină. Am mers o perioadă pe ea așa, era foarte arătoasă, cu cutiuțe, cu băia, cu lopată, cu... Da, la ce o foloseam eu în momentul respectiv, că ieșeam pe la pădure, zic să fiu dotat, să am de toate pe ea, să am tot ce trebuie, exact. Da. După care am dat roof rack-ul jos, am făcut unul custom, să zic așa, făcut după forma mașinii, cu LED bar-ul integrat în el. Ideea inițială era de ieși la pădure, doar că m-a omorât fumul ăsta, doar că între timp noi am început să îmbinăm treaba cu ieșirile scurte de o zi la pădure și cu ieșirile mai lungi, gen Overland, unde plecam și rămâneam și peste noapte. De acolo, bineînțeles, că nu putea să vină cu mașina în starea actuală de atunci cu pădurea, cu lopeți și așa mai departe. Și automat ți-a trebuit și cort și na, spune-le tu. Ca să zic așa, mașina acum nu mai e în starea de vârf care a fost. Am dat rupra cu jos, am luat cărița,
deci cam atât. Și am avut și cortul, să zic așa. Mașina a avut cort pe ea, a fost dotată absolut cu tot ce trebuie să poți să te duci să rămâi peste noapte, minim 3 zile, fără probleme. Începând de la rezervor de apă cu duș, invertor, frigider, bine, invertorul și acum, să zic așa, frigider, paragaz, absolut tot ce trebuie ca să te duci să, să poți să stai peste noapte fără probleme, adică nu, cu marchiză, cu masă, cu tot, absolut tot, tot ce e necesar, să zic așa. Pentru a putea sta, în momentul când ieși pe mai multe zile, trebuie să fii pregătit, mai ales unde mergeam noi, în zone destul de izolate, unde nu ai acces la magazin, la civilizație, automat trebuie să ai de toate, că altfel vor apărea probleme. Și continuare, mai spune-ne de modificări. Nu le-am acoperit pe toate cu absolut tot ce are mașina pe ea. Păi, în prima fază, hai să începem cu partea din față, cu partea frontală, da? Partea frontală. La partea frontală ce-am făcut? Am montat un troliu. Troliu ne poți spune de cât e? De cât e? 400 de metri. Aveam probleme la pădure când mergeam în cer și începeam și o chilăresc, să zic așa. Cu temperatură ridicată, da? Creștea apa undeva la 110-115 grade și nu mi s-a părut ok. Își face treaba foarte bine când îi dau drumul. Menține temperatura la nu mai crește de 100, să zic așa, apa. I-am montat niște proiectare auxiliare pentru că am fost nevoit asta să le dau pe cele... Astea cred că sunt de fabric, nu? Da, niște proiectare auxiliare de fabric că le-am montat, sunt de fabrică. Am fost nevoit să dau retoarul jos fiind ilegal, și am făcut cu poliția, așa. Am mutat un bulbar, grilele la faruri, cam asta e partea de... Partea frontală, partea din față. Și am mutat pe mașină, am fost să-i mutez un snorkel, activ, bineînțeles, nu e din ăla de design. Adică e legal la piste și face treaba, poți să intri cu mașina în apă, nu? Știm noi de ce spunem asta. Mai sunt și persoane care îl pun strict de frumusețe, dar nu e de frumusețe. Am optat la o antenă de substanția de emisie RCP. O antenă micuță. Este destul de finuță. Chiar da, pentru că o tot dădeam până am avut una montată în spate. Cred. Da. Și tot nu era chiar confortabil pentru ea în spate. Ca și înălțare, scuze că te întrerup, ca și înălțare ai de... Ca și înălțare am trecut și aici prin mai multe setup-uri. Pe față am kit de 5 cm montat pe față, pe partea din față. Pe partea din spate am avut kit montat tot de 5 cm. Dar am cumpărat niște amortizoare și niște arcuri de modelul auto-utilitară, care sunt mai înalte, deja mai înalte. E foarte interesant treaba asta. Da. Am avut și înălțătoarele pe spate, dar stătea foarte, foarte înaltă de spate și foarte lăsată de față. Și am renunțat la înălțătoare ca să stea dreapt mașina. Ce am mai montat pe mașina a fost, fiind perioada cu overlanding ușa astea, un webato, încălzirea auxiliară, cu care îl pornești din telecomandă, e util și în ziua de azi, îl pornești din casă, când e frig. Adică și în momentul când folosești mașina zi de zi, îi dai drumul cu un sfert de oră mai devreme. Da, îi dai drumul din casă și... Urci frumos la căldurii, că nu ai treabă cu temperaturile scăzute, e foarte, foarte util. Da. Sunt foarte, foarte multe modificări aduse mașinii. Da, ideea e că el, ca și mine de altfel, în clipul trecut, încercăm să compactăm oarecum toate modificările și tot ce avem de spus. Sunt conștient. Sunt mult mai multe modificări pe care el le-a adus, doar că e greu să ți le aduci aminte în primul rând, pentru că sunt foarte mulți pași. Și să le prindem într-un clip de 30 de minute, 45 de minute eventual. E destul de greu, asta încercăm să... Și el încearcă de fapt să spună pe scurt ca să vă facă să înțelegeți. Ca să mai zic așa pe scurt, o modificare care mie îmi place foarte mult. E adusă la interior. Am retapizat plafonul. Mulți dintre voi, dacă care aveți Freelander, știți că e problema lor. Se
pică materialul, practic. Pică materialul, l-am tapizat negru și i-am pus luminițe, fibră optică, gen am făcut un fel de plafon stelar. Asta a fost nebunia ta, da, ai ieșit. Da, a fost nebunia mea, sunt dorit la toate să fac treaba asta. Și la asta am reușit, să zic așa. Și iar pe partea de interior am schimbat luminițele pe un bord, am tot felul de chestii auxiliare. Da, eu personal, cunoscând și văzând totodată destul de multe prelendere, pot spune, adică nu e niciun fel de laudă, niciun fel de pupincurism, să zic așa, adică pot spune că prelenderul ăsta, cel puțin pe partea de interior, cred că e cel mai îngrijit și cel mai, nu știu, cel mai frumos, pot spune. Îți ia ochii destul de mult, mai ales atât timp cât te urci la volan sau și în spate, oriunde te urca în el, îți ia ochii. E un ambient plăcut cu tot ce a încercat să fac acolo și a ieșit, chiar i-a ieșit, pot spune. Am chinuit ceva. Automat. Asta poate să știe doar cei care se implică și fac genul ăsta de modificări, pentru că acum când povestim și vă povestea el mai devreme ce și cum despre modificări, aparent pe clip pare destul de simplu. Mai exact ce ai făcut? Ai montat un troll, două proiectoare, dar munca din spate e mult mai costisitoare și implică foarte mult timp și totodată bani. Munca de o săptămână să montă un troll, să zic așa. Exact, da, da. Da, pentru că pentru a fi atent și la detalii, genul de tipicar. Țin să precizez că, scuză-mă că te întrerup, noi tot ce montăm și tot ce facem, chiar dacă am cumpărat troliu, l-am montat mai custom puțin. Adică nu, e mult mai complex. E mult mai complexă treaba, să zic așa. Nu e chiar simplu. Am demontat troliu, l-am totul, e tras în instalația mașinii, făcut, gen, e acolo, ca de fabrică. Pentru genul ăsta de lucrare, mai exact montarea trollului, a fost nevoie de o săptămână în care, în prima fază, a trebuit să se gândească la poziționarea lui pentru a încăpea în spatele bării, din câte puteți observa, nu se observă, în afară de fanta de ieșire a șufei, nu se bagă de seamă că ar fi vreun troll acolo. Și pentru a-i face loc acolo, totodată a trebuit să construiască, eu vă povestesc eu aici, pentru că am fost de față și știu. A ajutat la lucrare. Fiecare pas care s-a făcut. Ulterior a fost nevoit să facă placa de troliu pe care este prins de longerane. Hai că ne lungim mult cu troliu. Da, de acolo evident, instalația electrică și ele genul de tipicari. De care, nu știu, fiecare fir trebuie să fie tras la locul lui, fiecare siguranță, 100% safe și frumos. Cred că la finalul clipului vă voi lăsa un tur al mașinii, inclusiv interiorul, pentru a vă face și voi o părere despre ce vorbim noi aici. Micile modificări aduse. Da, exact. Bineînțeles că, aducând atâtea modificări mașinii, am constatat că, în mintea mea, i-a trebuit și o vopsea pe dedesubt, să zic așa. Da, ca un fel de protecție. Ca un fel de protecție, pentru mașina că... Mașina oricum, știți despre ce e vorba, nu e problemă de rugină asta, ca să nu înțelegeți. Nu, neapă rugină, m-am gândit cu un strat de protecție, având în vedere copacul la pădure, cu noroi, cu un frec de bolovan, de chestii. Automat, e binevenită și o protecție. Da, mașina a fost demontată total pe dedesubt, date carenaje jos, vopsită cu vopsea Raptor neagră. I-am confecționat scut la rezervor, scut la motor de fier, foarte gros. Da, asta e un lucru foarte important pentru cei care optați să face genul ăsta de ieșiri. Fără scuturi nu prea e ce să cauți în pădure, pentru că... Da. Bine, să zic așa, toate modificările au venit în timp și după fiecare ieșire, după care... Am observat, am ieșit traseul cu bolovani, n-am scut de fier, păi scut de fier. Am făcut scut de fier, mi-am dat seama că mi-a trebuit scut de fier și la rezervor, păi scut la rezervor. Automat, fiecare ieșire te învață ceva. Da, ca să poți să ajungi în stadiul ăsta trebuie să și ieși cum ar veni, să mergi, exact. să... E destul de greu să,
ție o mașină și să faci absolut toate modificările astea dintr-o dată. Da, modificările îți vin și pe parcurs. Adică da, plus că genul de modificări vin în funcție de fiecare persoană. Poate cuiva nu-i plac, nu știu, proiectoare, dau un exemplu. Da, și ca și roțile de altfel, că am trecut cu multe setup-uri de roți și am ajuns la un setup de roți cu netă zero, care ies mai în afară. Pentru că în momentul în care treceam cu minele, locuri, trecam cu caroseria de maluri, de chestii și am zis, trebuie să mă protejez roțile. Pragurile pe care nu le mai am, pe care le-am vândut, mă protejau foarte mult să nu le îndoi pe cele originale. Au fost foarte utile la... Ca și eu ai zis mai devreme de roți. Spune-ne, te rog, ce dimensiune ai? Că mulți se întreabă. Am o dimensiune maximă care ar putea intra pe fârlendă, bineînțeles cu tăieturile de rigoare decente. Am un 2, 4, 5, 70, 16. Ok, deci asta e cam maxim ce se poate băga. Să zic așa, e un maxim care merge băgat pe Fairlander cu ETU-ul ăsta, de jantă. Deci pentru cei care doriți să vă puneți genul ăsta de roți, cu un kit de înălțare de 5 cm, cu o jantă ET0, puteți monta maxim 245-70-16, da? Okay. Da, dacă nu vreți să tăiați, montați un 2-3-5 și da, nu o atingi. Bine, tăieturile sunt destul de infime. El se referă la carenajul după interior din colțul aripei. Acolo cam atinge. Dacă nu vreți să faceți tăietura, puteți să optați pentru o dimensiune mai mică. E vorba de muncă în plus, să zic așa. Da, exact. Nu e ceva foarte complicat. Ideea e că, după cum știți, roata cu cât mai mare, cu atât aveți avantaj în teren, pentru că înălțimea mașinii odată o câștigați prin kitul de înălțare, prin suspensie practic. Și a doua variantă ar mai fi prin balonul anvelopei, acela contează, prin ăla câștigați înălțime, să zic așa. În continuare spuneai de praguri, de protecție la pragurile normale ale mașinii. Te referi la niște praguri făcute tot așa, custom? Nu? Tot ce e pe mașină e făcut custom, adică nu am mers nicăieri, totul e făcut de mine și de mâna mea, să zic așa. Pragurile au fost făcute foarte simple, o teacă de 60 ceva de genul era, rotundă și niște rectangulară. Ok, se fac suporți, practic, frunzi de lanjeroane, da. E ceva foarte, și este foarte estetic și foarte frumos arată. Da, alea sunt foarte, foarte utile pe teren accidentat. Automat salvezi pragurile mașinii, să nu le fun, să nu le doi, să mai știu ce. Pentru mine au fost foarte utile, altfel aveam pragurile pătrate, să zic așa, nu mai erau. Da, mare cam asta e despre mașină. Cam asta, cred că e automat, suntem convinși că am sărit câteva detalii. Multe detalii. Cum spuneam mai devreme, e destul de greu să compactezi totul, să-ți aduci aminte toți pașii. E vorba de 3 ani. De cât ai mașina? De 3 ani am mașina. De 3 ani trece cu modificări. El în fiecare weekend face câte ceva la mașină, să ne înțelegem. E foarte greu să iei de lungul celor 3 ani. Te pup, iubire. Să iei fiecare weekend să-ți aduci aminte ce ai făcut. De-aia încercam să vă spunem că e destul de greu să compactezi totul într-o singură povestioară de 30 de minute. Adică, cam despre asta este vorba. Nu știu, mie unul îmi place, nu că e prietenul meu și cunosc mașina, mașina chiar e ce trebuie, probabil că ați văzut și prin clipuri. Și mare cam asta cred ar fi cu modificările. Dar noi evident mai stăm puțin de vorbă, profităm de vremea asta superbă și de focul ăsta pe care l-a făcut Andrei aici. Și voi mai adresa câteva întrebări, mai exact ce planuri ai cu mașina pe viitor? Nu mai faci ceva, nu mai faci, care-i planul? Ideea e că după, practic am atins un pic apogeul mașinii, fundă de overlanding, acum practic e o mașină mai mult de... Casa cu care merg pe stradă, merg zi de zi cu mașina. Da. Bineînțeles că asta nu înseamnă că nu face față și în teren. Așa nu, face față și în teren, fără probleme, doar că am montat niște anvelope AT
care nu sunt destul, nu sunt gălăgioase ca MT-urile, să zic așa. Automat, dar sunt mult mai comode la drum. Planuri de viitor cu mașina, nu prea mai am mult așa, să zic. Știi tu cum e, după fiecare proiect, când îi atinge apogeul, se nevoie de un alt proiect. Cere alt proiect, da, evident. Mașina, în momentul de față, e pusă de vânzare, să zic așa. E o mașină unicată, aș putea spune, nu că... Da, nu că mă laud, dar vreau să zic. Automat, toate mașinile au cele modificate, mă refer, au ceva aparte a lor. Nu, dar oricum nu găsești o mașină să fie făcută ca asta și cineva să o vând, să zic așa. Nu că exact. Nu găsești. Găsești în general, făcută, probabil, orice dar... om normal, fără probleme psihice ca noi, în momentul când a atins așa investiție, nu că ar fi una om, dar pentru noi... care nu suntem niște șeici, da. Te spune că am făcut destul de multe sacrificii, atât pe plan emoțional, cât și financiar, să ajung de aici. Un om normal, cum vă spuneam, nu ar vinde, pentru că, să fim serioși și realiști, atât timp cât mașina merge și ai, se află într-o stare super, pe absolut orice punct de vedere, nu ai vinde, nu ai de ce să o vinzi. Asta nu vreau să fac laudă sau ceva... ceva de genul, eu spun exact ce se întâmplă și realitatea. Ca o mică virgulă, să zic așa, în momentul de față, fix acum, acum sâmbătă, să zic așa, acum câteva zile, mașina a suferit modificarea maximă, să zic așa, pe care singurul lucru de care nu m-am atins la mașina asta timp de 3 ani, mașina a mers în condiții destul de extreme, a fost partea de transmisie, motor, tot ce ține de partea asta, eu nu m-am atins de ea. Dar cu mic ghinion, să zic așa, am fermat motorul. Da, mașina are motorul mică, schimbat. Atenție, da, schimbat în momentul de față, cutie, motor, cutie de transfer, cardan, toate sunt luate după o mașină donatoare din Anglia. Mulțumesc fratelui meu, să zic așa. Alexandru Godea, pe care îl salutăm, bineînțeles. Și în momentul de față mașina este, pot să zic că merge impecabil. Spune-ne puțin despre motor. Deci motorul a fost luat după englezoaică. Cu 90.000 de mile. Cu 90.000 de mile, adică la 90.000 un motor de BMW M47 după contul lui. Exceptând cazul de față pe care a trecut el, care s-a întâmplat dintr-un mic ghilion, să spun așa. Motoarele astea, după cum știți majoritatea care sunteți cunoscători, sunt motoare care ating 1.000.000 de kilometri, adică la 90.000 de mile nici n-a ieșit pe stradă, cum a venit, să spun așa. Din punctul nostru de vedere. Din punctul nostru de vedere. Da, cum ar veni, da. Nu, mașina se prezintă într-o stare excelentă, ca asta are absolut tot. În momentul de față că am atins apogeul ei, ca asta am schimbat absolut tot la ea. Repetăm, noi aici discutăm strict din punctul nostru de vedere. Asta nu înseamnă că, adică, nu vreau să apară discuții, ce, sunt conștient că mulți vă uitați și sunteți de părere, bă, ce laudă, ce nu știu cum. Asta e strict părerea noastră, strict părerea lui, automat fiecare mamă își laudă cu ei, să spun așa. Automat, asta nu înseamnă că e cea mai bună mașină după planeta asta sau mai știu ce. Din punctul nostru de vedere, mașina e ok, se prezintă într-o stare super bună. Poți să ne spui și prețul, poate, prețul... nu știu, cei ce ne urmăresc, poate e cineva interesat, nu știu, ca idee să... Prețul ca idee al mașinii este 6.000 de euro. Preț decent, zic eu, având în vedere... Da, păi una stocni, nu știu, cred că e în jur de 4.000, cred că se află acum. Da, având în vedere prețul de 6.000 de euro, nu acoperă nici măcar modificările, să zic așa. Nici pe departe, da. Nici pe departe. După cum majoritatea știți, genul ăsta de sport, de hobby, și genul ăsta de modificări, nu... fac ca momentul vânzării să ne scoatem noi banii pe modificări. Nu cred că acoperă nici jumate din banii. Nu, că mulți spun că vreau banii ăștia pe ea pentru că vreau să-mi acopăr modificările. Nici pe departe, nici pe departe. Adică, ca să scuză-mă, Cătălin, ca să zic un scurt așa, dacă ți iei una stoc și o înalți și pui roți, cam aia-s banii. Și cam aia-s banii. Nu mai zic să-i mai pui și un troliu și un webastru și grile și... Da, pentru a aduce într-o stare
Aș putea să vă spun mai multe chestii despre ea, dar aș intra la belea, să zic așa. Da. Despre alte chestii cu evacuări și chestii. Dar alea ți-a auzit în filmare, să zic așa. Da, mai. Acum putem spune ce să mai, deja oamenii au văzut. Spune-ne puțin și despre evacuare. Că evacuarea e una simplă, să zic așa, o evacuare de inox. I-am montat o clapetă. Strig nu pentru, nu circul cu ea pe stradă, să zic așa, cu ea deschisă, e strig pentru pădure, pentru o răcire mai bună. Bine, și zgomotul destul de plăcut. Prin pădure nu deranjezi pe nimeni. Exact. Da, și chiar își face treaba în teren, în momentul în care se încinge toată evacuarea. După cum vă spuneam și eu, că practic e aceeași clapetă, cea care o am și eu montată. Și pe lângă clapetă sunt convins că mulți se vor întreba: bun, dar n-a spus nimic despre modificări, că mai mult ca sigur, la cum am auzit că face și cum se aude, mai mult ca sigur are modificări la motor. Ce are la motor? La motor are ceva, nu are? La motor nu i-am făcut decât o puțin custom pe la furtunele de turbo, unde e problema lor de... Da, aia practic l-ai remediat, da. Am remediat toate problemele ce țin de partea de turbină. Dar ca și modificări, ca și performanță, să spun ca așa, și performanță, motorul, i-am făcut un soft. Are undeva la 140. Deci mașina e stock, are doar un stage 1, nu? Să spunem așa, soft. Da, da, exact. Softul propriu da, zis. Se mișcă destul de bine. Da, sper că am acoperit cam toate modificările pe care le are mașina. Uite, mai spunem ceva, Andrei, te rog. Pentru cei care vor să-și achiziționeze un Freelander, spune-ne, te rog, din punctul tău de vedere, sunt bune Freelanderele pentru, nu pentru stradă, că pentru stradă, cum am mai spus, cred că cam orice 4x4 se descurcă. În teren, pentru niște ieșiri de genul pe care le facem noi, adică nimic extrem, nimic hard, dar nici prea plictisitor. O ieșire echilibrată din punctul meu de vedere. Sunt bune, sunt... Ca să nu fac așa o mică paranteză despre Freelander, nu mai deținem un Freelander în familie, Freelander care a mers doar pe stradă. Nu... Da, cel al socrului tău, da. Da, nu a ieșit niciodată pe teren accidental sau... Deci mașina a fost folosită doar pe stradă. Mașina a fost zi de zi pe stradă, merge zi de zi, mașina... Mașina daily, da. În afară de schimbul de ulei și un alternator, să zic, care nu e ceva... foarte complicat. Automat. N-am schimbat nimic la mașina aia, am mers zi de zi, nimic nu s-a stricat la ea, merge și în ziua de azi, foarte, foarte bine. Asta cred că vine ca o paranteză, la mașină de stradă, dar în teren? În teren, mașina, din punctul meu de vedere și din ce am ieșit eu cu ea și pe unde am mers cu ea, se descurcă, aș putea spune, chiar foarte bine. Foarte, foarte bine. Ca și confort, ca și comparativ cu alte mașini, că și tu ai avut mai multe mașini, ai avut și el 200, ai avut mai multe mașini, ca și confort raportat la mașinile astea, cum se simte, care e vreo diferență între ele? Cum? Nu, mașina e foarte confortabilă, e... Bine, nu pot să compar acum el 200 cu reductor și chestii care e, dar... Nu, vorbim strict pe partea de confort. Strict adică... pe partea de confort e foarte, foarte confortabilă, adică nu... cel puțin a mea. Automat, da, cel clar. Puțin a mea, care are amortizoare, arcul, chestii adus noi. În stadiul ăsta, țin adus în stadiul ăsta e foarte confortabil. Adică merg pe drum de macadam, cu 100 de km la oră și da, nu, și nici nu, că nu sunt pe autostradă, să zic așa. N-am nicio treabă. Și ce ține de partea de noroi și chestii? Da, de genul de ieșiri pe care genul le de mai facem pe care le facem noi, da. Se descurcă foarte bine, având control la tracțiune, care este un blocant, să zic așa, pentru ea. E un atu destul de mare al mașinii, fără de care nu știu dacă ar face față în genul de situații pe unde ne ducem noi. Controlul tracțiunii, practic, prin pompa de frână, să spun așa. Pompa de ABS. Pompa de ABS, exact. Înfrânează momentul când intră într-o crucișare de axe, pompa practic înfrânează pe sistemul TC, înfrânează roata care e în aer,
transmițând puterea celelalte roți care ai practic are aderență și așa te scoate din necaz. Da, adică a trecut eu cu mașina, am trecut cu foarte multe locuri unde mașini pregătite, să zic așa, de off-road s-au chinuit. Uite, și am trecut destul de lejer. Poftim, că îți mai fac încă o mică întrebare. Te-a surprins în teren Freelander? M-a surprins și pe mine și pe mulți adică alții. Au fost dăți când, nu știu, ai ajuns într-un punct în care urma să treci și credeai că nu treci, dar mașina te-a surprins și ai ieșit cu brio. Da, au fost cazuri? Am avut cazuri în care am trecut, a trecut Freelander-ul și încă câteva mașini, adică puține la număr. Adică destul de surprinzător, să zic așa. Când am trecut, toată lumea era... Nu wow, pot să cred. Wow, nu pot să cred că a trecut Freelander-ul ăsta. A trecut cotețul, da. A trecut Freelander-ul. Ce s-a întâmplat? O ultimă întrebare, să zic așa, cu care încheiem acest clip. Nu de alta, dar ne-a prins și ploaia. Nu prea ne ajută nici vremea. Așteptam din soare. Noi la asta ne gândeam, doar că vremea nu a fost cu noi azi. Nu că ne-ar displace, dar să putem și mai bine. Pare că ne-a ghețat cap. Da. Ca ultimă întrebare, Andrei. Ce îi sfătuiești pe oamenii care vor să-și achiziționeze un Freelander? Eventual cu ce să înceapă ca și modificări? După ce și l-a cumpărat. Deci primul sfat pe care aș putea să le dau oamenilor este bine să-și iau mașina adevărată. Asta ca o glumesc, da. Nu glumesc, dar glumesc. Ce pot să zic? Sunt multe chestii pe care nu le vezi la un Freelander când îl cumperi. Chiar dacă ți se pare că merge impecabil, că e țiplă, că e... Doamne, e mis, e... Freelander e o mașină care are multe de-astea ascunse, să zic așa, hibe. Cred că cel mai bine ar fi să luați cu voi pe cineva care e cât de cât în domeniu. Păi mine sau pe Ciprian. Da, și nu numai. Da. Da, nu, trebuie să fiți atenți la partea de cardan, să funcționeze vâscul corespunzător, că dacă nu funcționează vâscul corespunzător, pică cutia de transfer. Da, toate se cam leagă pe partea de transmisie la Freelander. Da, eu de-aia n-am o probleme, să zic așa, cu partea de transmisie, pentru că am... Ai știut la ce să fii atent, da. Da, nu, am avut grijă să nu am un vâsc blocat, să-mi rupă cutia. Da, ideea e ce... Cred că te-am întrerupt de foarte multe ori și că am vorbit numai eu. Ceea ce trebuie să înțelegeți, mă refer la cei care sunteți la început și nu aveți experiență în genul ăsta de mașini, de modificări, de ieșiri totodată, trebuie să înțelegeți foarte bine că o mașină de genul, odată modificată, după bunul gust al fiecăruia, asta nu înseamnă că v-ați făcut un tank și că puteți merge peste tot, pe oriunde, și mașina aia nu se va mai strica niciodată pentru că i-a spus o pereche de MT-uri, să spun asta așa. Asta am crezut și eu. Asta e exclus. Toți am trecut până asta și toți am crezut că, bă, automat ce mașina are un aspect și îți impune ceva, îți dă impresia că e indestructibil, adică, bă, merge pe oriunde, nu se strică, nu se făram. Asta e total exclus, să spun așa. Ține foarte mult de conducător. Mai exact, asta nu înseamnă să te duci pe o pantă care urcă, care nu, și... să-i dai până crapă și planetare și cutie transfer. Asta ține foarte mult și de conducător. Trebuie să fii destul de atent. Să fii cu capul pe umeri în teren, pentru că da, dacă nu teren, ești prudent, poți, destul de periculoase, să zic poți așa. Poți ajunge la destul de multe neplăceri și nu ești singur. Nu ești singur, cum asta a făcut fratele meu Ciprian. Da, ești singur. Ieșirile în teren, nu știu cum să mă exprim. Pot aduce, din cauza neatenției, pot aduce destul de multe neplăceri, atât pe plan emoțional, cât și pe partea tehnică a mașinii. Neplăceri care nu vă face decât să scoateți, să băgați mâna adânc în buzunar și să scoateți bonus pentru a repara, pentru că până nu reparați, nu mai aveți cum să ieșiți în teren. Adică trebuie să fiți destul de prudenți ca o bun și cu ce să înceapă din punctul tău de vedere, cu ce ar putea să înceapă ca și modificări cei care vor să-și achiziționeze. În momentul după ce a cumpărat-o, s-a văzut pe ea acasă și cu ce să înceapă, cu ce ar trebui să înceapă. Păi, ca să pot să zic așa, cele mai importante ar fi o anvelopă bună,
Bună, da. Depinde de... Acum depinde și ce vrei să faci, într-adevăr, exact, cu ea. Exact, asta săracă destul de mult de ceea ce vrei să faci cu mașină. Dacă vrei să faci ceva extrem, îți iei un MT, să zic, extrem, între ghilimele, da. Zicând. Nu e o mașină de off-road extrem, Freelanderul. E o mașină de distracție, să zic așa. De care... genul de ieșiri pe care le facem noi, adică da. Noi la asta ne raportăm. Da, și prima dată o anvelopă bună. Care o anvelopă te ajută, te salvează de cele mai multe ori în teren. Și puțin înaltată, să zic, în prima față. După care merge un scut, să nu spargi baie, chestii, să nu ajungi acasă avariat. Și de aici cred că pot degenera în funcție de dorința fiecăruia. Da, de cum vrea să arate. Eu am optat pentru partea să fie și frumoasă, să meargă și bine, să... Da, să fie am vrut să le împind pe toate. Da, bun. Păi, mare, cam ăsta a fost clipul. Am să vă las în continuare un tur al mașinii cu interior, cu tot, să vă dați cu părerea, să spun așa, despre modificări și vizual. Eu ce să zic? Îți mulțumesc, mulțumesc pentru, și eu pentru descrierea și pentru primirea asta cu focul de tabără și destul de frumos. Ce să zic? Ne vedem data viitoare. Cu patrole. Și poate, nu știu, la ieșiri în teren, nu știu, vedem. Să ne revedem cu bine data viitoare. Numai bine. Sănătate. Numai